mine cu datele noastre, în incurgăturile noastre, cu rugăciunile noastre și în întâlnirea de Domnul. Ne rugăm ca să întotdeauna că suntem Biserica lui Hristos, acea biserică în care binele trebuie să ne încălătăm. De aceea să ne cântăm fama asemenea al profetului nostru și al îndreptării noastre. Fraților preiubiți, să rugăm cu minință pe Domnul Dumnezeu, să binecuvânteze această apă,
Thank you.
timpul acela, Iisus a venit în familia sa și ucenicii săi l-au văzut. Mulțumesc de următoare a fost să învețe în sinagogă. Mulțimea de oameni care l-au ascultat prinsă de iubire sau nu de din iubirea acestea, cei cu înțelepciunea care a fost dată și cu aceste mari minuni care se fac prin mâinile lui. Nu este el întâmplată, Fiul Mariei, vărul lui Iacob, al lui Iosif, al lui Iuda și al lui Simon. Și verișoarele lui nu sunt aici printre noi. Și erau profund scandalizați din cauza lui. Iisus le-a spus, un profet nu-i nici plăcire cât în locul natal, în familia lui și în propria lui casă. Și nu a putut face acolo nicio minune. A vindecat mai mult și a vorbat pentru și noi de peste ei. Erau iubit în necredința lor. De acolo a fost realizat de Dumnezeu în vârstă. Cuvântul Domnului. Să trăiască într-o, cum să spun,
o opacitate în ceea ce privește bunul mers al oamenilor sau această evaluare pe care poate fi în care nu va să dea. Și eu știm acest început de rasism, de xenofobie, cum poate acesta să fie mai deștept pe noi, când revin cu toate acestea, nu este primul de doar că Tatăl nu este un om deștept. Și aceasta am vrut de a fără și Iisus pe Iisus, este acea lucrătoare care a fost în acest lucru, că nu avea și un om vas, etc. Spune că n-a putut să se vărsească nici o mâine din cauza necredinței lor. Este credința aceea în care omul trebuie să te vărsească de fapt în interne. Toate barierele sunt cedeți, îți mântuim în aceste bariere, în aceste limite pe care nu trebuie să le vedem și în acelor de astăzi să vorbește despre profetele de vieță, din rog despre profetul, care văd că misiunea lor este foarte grea în cauza opacității poporului, din cauza credinței poporului, din cauza limitei pe care au în evoluare. Și profetul Sfântului care își ține foarte grea la urmă poporului, poporul Sfântului, într-o răținare inima pietrită, poporul vorbea de profetul Ezechiel, vorbea poporul de ales, care era în cer, era la începutul robiei babilonice. Și acest popor, iată, că se împotrivește lui. Spune, cine este acesta care vorbește cu minte lui Dumnezeu, care vorbește cu minte lui Dumnezeu? Și mulți nu sunt ascultat. Și Domnul, iată că spune, fie că te va asculta, fie că te va asculta, nu vorbește vești ca să știe că este un profet de niciun lucru. Și doare că vedea să discutarea spune Apostol Paul, care este Corinteni, Apostolul vorbește despre slăbice de pesan. El nu se constituie un om perfect. Și spune că totul despre Dumnezeu a venit la Domnul acest mesaj. Harul meu că de ce este de ajuns, căci puterea se dăvește izbit în slăbiciu. Este acea putere care vine partea lui Dumnezeu. Am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, din prea Dumnezeu și trebuie să învățăm că puterea lui Dumnezeu este acea care a schimbă pe omul. Este, dacă Dumnezeu a fost ajuns, nu este un zar pe care să ne nască în fiecare. Dumnezeu este acela care Dumnezeu viața, dar Dumnezeu nu fi Dumnezeu necesară cu toate calitățile pe care le avem. Și noi trebuie să fim timpul unul, ca un dar cu partea lui Dumnezeu. Și niciodată nu trebuie să ne punem deasupra celor lor. Și să primim pe unul la adevărata lui Dumnezeu. Această valoare pe care dă puterea pe care dă partea lui Dumnezeu, așa cum spune și Sfântul Apostol Paul, e o morală și o viziune de mine. Care este harul lui Dumnezeu acela care ne întărește și care ne face putem să facem acest har pentru care trebuie să ne vedem. Este acest har pe care noi trebuie să-l avem în afară de în ceea ce care ne întâlnim în viața noastră de Dumnezeu. Să ne rugăm la Dumnezeu, să ne întâlnească pe Dumnezeu și atunci să ne mărturisim pe Dumnezeu. Thank you.
iar urcam în strălucenia noastră, forța cuvântului tău, care luminează timpul vieții noastre, așa te rugăm prin Hristos Domnul nostru. Dumnezeu este unul, oamenii l-au făcut mai mulți. Unul iudeu, unul creștin, unul musulman. God is one, mankind made him many, one mosaic, one Christian, one Muslim. Dieu est un, les hommes ont fait de nombreux, un mosaïque, un chrétien, un musulman.